Vlad Plahotniuc, ați spus că va fi extradat în Republica Moldova după anul nou. Da. Iarăși informații din asta care nu se va adeveri și toți vor tăcea sau pe bune aveți ceva consistent? Nu, gata, la nu l-a duce încă pe De ce l-ar aduce? Cine are nevoie crimile... de asta? Indiferent ce o să se întâmple la alegerile prezidențiale, nu prea înțeleg, explicați un pic logica. Ascultați, ce înseamnă indiferent ce se va întâmpla? Dacă câștigă Igor Dodon, păstrează același sistem. Nu, știți cum, dumneavoastră, să câștige Igor Dodon, fix așa cum dumneavoastră să spuneți că ați câștige Margaret Thatcher. Asta arată sondajele, domnule. Și arată sondajele. Dacă nu vă permite să candidați. Iar nu-i permite. Dar eu chiar, dacă mor, Dorin, în testament a scris jos curcanul, înțelegeți? Haideți, lăsați-mă acolo. Nu, de unde aveți informația asta? Pe bune, că Vlad Plahotniuc va reveni și cum credeți odată cu revenirea lui ce se va schimba? Eu m-am preocupat de acest personaj prea mulți ani, acum de Plahotniuc vorbesc. Dorin, n-am fost 3 ani în țară. M-am aflat în Federația Rusă, în mai multe state europene. Deci eu doar nu mă bazam. În general, nu credeam că așa repede se va întâmpla, ca el să plece. Și eu mă bazam pe unele investigații care, adică, nu sunt legate, de Dodon, ne Dodon. Important că va fi extradat în anul următor în Republica Moldova să răspund în fața justiției. Important că la noi justiția să fie pregătită. Dacă rămân toți judecătorii ăștia, n-ați văzut că Stoianoglu a ieșit palet pe față, că au trecut o săptămână sau două de zile, nu puteau să-i pui sechestru pe activele de peste hotare. Iaca care e problema la noi. Și Dodon azi n-are nevoie de Plahotniuc. Plahotniuc, dacă ajunge în pușcării, apătnuși deja sigur n-ați mai tac și a scoată totul și are. Vă dați seama? Și azi Dodon, știți cum șeții, zic, da, stai acolo unii stă până în n-am bătrânic, adică pentru dânsul e o problemă și o problemă din mai.